Ultimele date arată că gradul de absorpție al fondurilor europene a ajuns la 34%. Considerați că a fost probleme în timpul fostei guvernări, guvernarea Boc, de nu a crescut mai mult această... Categorii, pentru că dacă ne uităm la situația începând cu 2007, putem să vedem că în primul an a fost 0%, în 2008 0%, în 2009 0,8% parcă, după aceea ușor, ușor, 1 și ceva și astăzi e la 34%. Au fost probleme pentru că din toate fazele, de la depunerea de proiecte, aprobarea de proiecte, modul când s-a implementat, deficiențe în sistem, știm foarte bine, România a fost poate singurul stat cu aproape 98% din finanțare oprită, ani de zile. Deci au fost probleme pe toate fazele, în toate fazele de implementare a unor proiecte europene. Dar de ce? În primul și în primul faptul că persoanele care au fost în sistem și care, din păcate, mai sunt unele dintre ele în sistem, nu au știut cum să se raporteze la ceea ce Comisia ne impunea prin parte de regulamente. Și am creat în țară sisteme mult mai complexe, mult mai complicate decât ne-ar fi cerut cei de la Bruxelles. Asta din, v-am spus, din neștiință, din temerea de a lua decizii pe anumite zone, tot timpul frica de nou, da? Și ne uităm la alte state care au avut o abordare foarte pragmatică. Chiar de multe ori au fost dispuse să plătească corecții financiare pe anumite zone, dar pentru a lua măsuri, pentru a demara și a implementa niște proiecte pentru interesul național. Așa ceva în România era chiar utopie să poată fi abordat. Ar mai fi fost nevoie de acordul cu finanțatorii internaționali, FMI, UE, Banca Mondială, dacă era o absorpție mai mare a fondurilor europene? 2013, anul de început, ceea ce înseamnă fonduri europene, pentru că România a fost primul stat în Europa față de care Comisia a rambursat o sumă de bani, deci cea mai mare creștere. Am avut, prin facturile trimise la Comisia Europeană de 3,5 miliarde de euro și prin suma care a intrat în țară de 2,8 miliarde de euro, o creștere de peste 2% din PIB. Vă dați seama ce ar fi însemnat în anii trecuți în România dacă sumele astea ar fi intrat din prima parte, începând cu anul 2007. Este clar că dacă lucrurile mergeau bine, cum se spune, merg astăzi, pe fonduri europene, poate n-a mai fost nevoie să luăm un astfel de împrumut de la Fondul Monetar Internațional sau oricum să luăm un împrumut, dar preventiv, fără să fie accesate sume atât de importante și pentru care România să fie împovărată ani de zile. Știm foarte bine, trebuie să rambursăm an de an sume extrem de importante. Deci ar fi fost clar o astfel de abordare preventivă și nu una în care să, efectiv, să tragem fondul de acest fel de la FMI, Banca Mondială și Comisie. Considerați că acum aveți o libertate mai mare, cel puțin pe partea de reglementare a fondurilor europene, decât aveați când erați secretar de stat în Ministerul Economiei și Finanțelor? Este clar un suport ferm și extrem de important din partea primului ministru. Orice acțiune pe care o derulez, pe care doresc să o implementez, primește suportul din partea primului ministru și din partea Guvernului României. Asta este foarte important. Vă spun, până acum, și în 2013, orice soluție, fiecare idee pe care am venit și am încercat să o transpun în practică, am primit un suport evident din partea, cum spuneam, Guvernului și a primului ministru. Au fost idei care poate părea la prima vedere imposibil de aplicat. Acea schimbare a mecanismului de plată, de la cerere de plată la sistemul de decontare. Un sistem care, sunt convins că în alte parte a Europei nu se aplică, dar pe care noi l-am aplicat. A fost o schimbare totală de abordare. Desigur, vă dați seama că oameni poate funcționa din zona de Ministerul de Finanțe, poate la prima vedere au fost, să zic așa, nu tocmai încântați. Dar încă o dată, dacă noi venim și plătim factura, noi ca stat, fără să punem presiune pe primărie sau pe privat, pentru că acest mecanism se aplică și la privați, este clar o schimbare radicală în bine, în sistem. Și au fost multe alte astfel de soluții pe care nu l-am aplicat în 2013 și pe care vom continua să aplicăm și în 2014, plus altele noi, care vor duce la finalizarea acestui proces de reformă pe fonduri europene. Eu am spus, vreau să terminăm în 2014 reforma în sistemul de fonduri europene, astfel încât România să fie acel model în Europa în ceea ce înseamnă fonduri europene. Da. De când sunteți ministru, din 2012, da, absorpția a crescut cu 26 puncte procentuale. Mai exact măsurile, ați vorbit și mai devreme în întrebarea anterioară, dar mai exact care sunt măsurile pe care le-ați luat? În primul rând a trebuit să asigurăm plății la zi pentru beneficiari. Și în acest sens, Guvernul României a aprobat ori de câte ori a fost nevoie, din trezorie, sumele necesare. Am trecut, am împrumutat peste 9 miliarde de ron
astfel încât beneficiarii, fie privați, fie publici, să nu simtă această presiune. Au fost multe întârzieri în ceea ce înseamnă plăți. Luni de zile, în anii trecuți, când plățile nu se făceau. Ceea ce a creat situații total neplăcute pentru beneficiari și publici și privați. Mulți privați au dispărut, au intrat în faliment, multe primării nu au plătit la timp, au acumulat arierate, că și de aici vine o parte de arierate foarte importantă, le dați seama penalități din partea firmelor de construcții, costuri mai mari pentru conservarea celor lucrări care nu se mai derulau, deci costuri adiționale extrem de dedicate. De asemenea, partea asta de simplificare a sistemului, care v-am spus, continuă și cu măsuri care vor veni extrem de mult în sprijinul celor care aplică. Renunțarea la anumite avize, la anumite autorizații, la anumite, nu știu, condiții puse privaților. Vrem acum să renunțăm, am început și am trecut să facem asta, la scrisoare de confort, la scrisoare de garanție bancară, la acea solicitare de a face dovada privatul care are bani necesari pentru partea lui de proiect. La fel, ne dă o declarație pe propria răspundere și aia este suficient. De asemenea, am discutat cu Fondul Național de Garantare, alături de care vrem să creăm un mecanism de finanțare în întregime pentru ce înseamnă privat și nu numai, și partea publică. Adică, dacă vine un privat, după ce el aplică și câștigă un proiect, depune factura, acea factură eu o plătesc, dar o primește factura de la prestator, da? Eu stat vin și plătesc partea mea publică, iar diferența care aparține acelui privat este plătită de acest sistem de finanțare, iar privatul nu face decât să ramburseze partea lui într-un timp rezonabil stabilit de comun acord cu cel care finanțează. Va fi un sistem, pentru că dacă nu vom ajuta privații și nu vom elimina toate aceste presiuni care se transformă la final totuși în costuri pentru ei, n-au cum să devină competitivi. Și asta este să facă statul român să ajute foarte mult mediul privat și nu numai, și cel public desigur, pentru a avea cât mai repede aceste fonduri transpuse în proiecte, pentru a automat a intra în economia generală, pentru economie plus valoare. În legătură cu Post-Dru, am înțeles că beneficiarii chiar și astăzi nu și-au trimis proiectele, adică am înțeles că sunt greșeli pe partea de proiecte. Puteți să dați care sunt cele mai dese greșeli pe care le fac? Da. Din păcate, așa cum vă spuneam, sistemul în anii trecuți a fost creat într-un mod extrem de complicat, ceea ce a generat în lanț probleme. Cea mai mare problemă este aceea atunci când vin cu cele de rambursare la decontare. Acolo se înmestează foarte multe greșeli. Și aici noi am spus că în luna mai vom genera o campanie puternică de sprijin a beneficiarilor finali. Este ceea ce Comisia Europeană a cerut în mod insistent. Și vom face în fiecare județ în parte sesiuni de pregătire cu acei beneficiari unde vor participa managerii de proiect și cei care se ocupă cu partea financiară, astfel încât să le prezentăm modul în care se completează cele de rambursare, tot aceste aspecte unde efectiv au fost puncte slabe, să venim să discutăm cu aceștia. Astfel încât să limităm foarte mult sau să diminuăm foarte mult acest nivel să creștem calitatea de fapt a documentelor pe care ei le transmit către noi, astfel încât să fie mai ușor făcute plățile și mai repede. De asemenea, ușor scăpăm de ceea ce înseamnă hârtie în proiectele europene. Este un termen limită până la care să facem acest lucru, 2016, dar eu aș vrea ca până în 2015 deja să avem acest sistem electronic complet funcțional. Asta înseamnă că orice hârtie, adică beneficiarul, nu mai depune nimic pe hârtie. Nu mai trimite nimic pentru plată pe hârtie. Totul este sistem informatic, astfel încât să scăpăm de această problemă efectiv destul de complicată pentru ambele părți. Și pentru beneficiari, dar și pentru cei care sunt în administrație. Dar îi puteți obliga să vină? Ei sunt obligați să vină la acele întâlniri? Da, pentru că dacă nu vor veni, atunci putem să avem și o altă abordare cu cei care nu vin și deci nu vor să-și... Adică și asumă riscul. Noi vrem să-i pregătim, vrem să avem această deschidere către partenerii noștri din proiecte. La fel, vor fi foarte... Eu sunt adeptul unor reguli puține ca număr și clare, dar foarte, foarte dure atunci când ele sunt încălcate. Deci dacă noi vom spune, facem această campanie de pregătire, iar cei care participă acolo iau la cunoștință toate cele elemente pe care noi le cerem, atunci când vor, orice abatere de programul de lucru pe care ei și-l asumă, vis-a-vis de timp și de calitatea acestuia, duce după sine chiar și la diminuarea unor cheltuieli de management. Pentru că nu am de ce să mai accept
un manager de proiect care are poate un salariu extrem foarte, foarte mare, să totuși să primesc din partea acestei persoane documente de proastă calitate. De asta spun, venim noi întâmpinarea beneficiarilor, îi ajutăm cu tot ce au ca întrebare și chestii neclare, astfel încât după aceea să ne așteptăm la un nivel de calitate ridicat. Iar acolo unde se întâmplă încă astfel de situații, vom diminua partea de salarizare pentru cei care se ocupă de managementul de proiect. În legătură cu acordul de parteneriat pe care l-ați trimis la Bruxelles, prima mea întrebare ar fi, de ce v-ați grăbit să-l dați foarte repede? Foarte repede? L-ați dat, nu știu, mai aveți o lună zile. Da. Este foarte important următorul lucru. România a fost printre puține state care a început din timp un dialog informal cu partea comunitară. Au fost state care au refuzat această abordare și care au supărat foarte mult Comisia Europeană, pentru că e nevoie să ai un astfel de schimb de păreri pe anumite zone, ca cei de la Comisie să știe deja cam ce trebuie să le vină, să facă deja comentarii acolo unde ei consideră că trebuie făcute anumite comentarii. Deci România a avut o abordare, să zic, proactivă și începută încă de anul trecut. A fost foarte important să punem punct la acest dialog informal, din cel puțin un motiv. Pentru că odată suntem mai aproape de semnarea acestui document, pentru că din momentul în care trimitem formal, și acest lucru s-a întâmplat în data de 31 martie, Comisia are la dispoziție 3 luni de zile să aprobe documentul respectiv. Dacă vor fi comentarii din partea Comisiei, timpul se oprește, noi răspundem, se reia mai departe numărătoarea celor 3 luni de zile. De asemenea, dacă noi am spus că e un dialog formal, Comisia nu poate să vină de fiecare dată cu alte observații și alte observații. Au în această perioadă ca toți din Comisie, toate serviciile Comisiei, să pună pe hârtie ce observații au față de acest document. Iar noi știm și răspundem foarte clar, astfel încât să închidem această discuție cu partea comunitară. Acum faza a doua sau etapa a doua este cea legată de problemele operaționale, care estimăm noi să fie trimise Comisiei Europene la finalul lunii mai. Tocmai pentru a avea și aici deja un schimb de opinii cu partea comunitară. La fel și aici Comisia Europeană are 3 luni de zile să aprobe aceste documente. Eu zic că intrăm în fază, oarecum așa, în linie dreaptă, pentru a aproba aceste documente de programare, astfel încât, să spunem așa, să putem cere la Comisie decontarea. Pentru că aceste documente sunt importante ca și pentru aprobare, în principal pentru decontarea celor cheltuieli pe care noi le facem anul ăsta din banii noștri de la Comisia Europeană. Asta e principalul, de fapt, element. Ce credeți că va spune Comisia Europeană vis-a-vis de ceea ce ați trimis? Credeți că vor fi modificări și dacă da, cam pe ce arii? Inevitabil, Comisia face comentarii. Sunt state membre pe care mulți le dau ca exemplu și care au primit deja zeci de pagini de observații. Chiar un stat membru, am spus că va avea sute de pagini de observații. State care au deja o experiență unor cicluri anterioare. România este la primul astfel de ciclu de programare în noul format. Bun, Comisia va face probabil observații de genul celor financiare, deci pe alocările financiare, unde probabil se consideră că anumite bugete sunt poate mai mici decât ar fi trebuit să fie. Și aici, o știm cu toții, poate zona de mediu reprezintă unul dintre principalele puncte de interes pentru Comisia Europeană. Este zona în care România are angajamente asumate prin tratatul de aderare. Acele termene de conformare date de directivele europene în materie de apă, apă uzată, deșeuri, unde fiecare stat membru trebuie să se conformeze. Și acolo poate e posibil ca cei de la Comisie să aducă anumite discuții, sau anumite elemente în discuție vis-a-vis de alocarea financiară pe care noi am estimat-o. Încă o dată, sunt bugete indicative, deci ele pot să sufere modificări, realocări între ele, astfel încât în final să avem un accept cu cei de la Comisia Europeană. Dacă știți că vă să primiți pe partea asta anumite observații, de ce nu ați trimis cum trebuie de prima dată? Nu este vorba de cum trebuie sau nu trebuie. În cazul în care Comisia, să spunem, va face un astfel de comentariu, va trebui să știți, dacă punem într-o parte mai mult, trebuie să tăiem din altă parte. Asta este clar, pentru că asta este alocarea financiară, care, din păcate, este mult prea mică pentru nevoile noastre. Dar atunci putem să venim cu alte propuneri, la fel discutate cu partea comunitară, astfel încât să varieze și partea de contribuție europeană de la proiect la proiect. Astfel încât, în funcție de capacitatea financiară a celor care primesc banii europeni, mă refer la partea publică aici, da? Doar la partea publică, să varieze alocarea financiară, astfel încât, pe lângă ce este pus acum un acord de parteneriat ca și valoare europeană,
partea noastră națională să fie poate puțin mai mare în anumite zone, astfel încât să aducem, să creștem oarecum per total efortul bugetar pentru zona de mediu. Da? Asta este un element care, pe care Comisia îl agrează. Da. Pentru acest an, am înțeles că pentru sfârșitul anului 2015 vă așteptați la absorpția a fondurilor europene de undeva la 80%, dar pentru acest an, pentru final de an, la cât vă așteptați? Cam cât previzionați? Bun. Minimul sumei pentru anul ăsta 2014 este obligatoriu să trimitem Comisiei Europene facturi de 2,8 miliarde de euro. Astfel încât România, ca și anul trecut, să nu piardă niciun euro. Asta e, apropo de asta, un alt record pe care România l-a înregistrat, pentru că în anii trecuți România, din păcate, a pierdut unele sume din bani europeni. Deci, anul ăsta e obligatoriu 2,8 miliarde. Dar dacă mă uit la ce am trimis anul trecut, 3,5 miliarde de euro, este clar că acest nivel va fi depășit. Deci mergem dincolo de 4 miliarde de euro anul acesta în facturi, astfel încât să lăsăm cât mai mică povara anului 2015, să fie cât mai mică povara anului 2015. De asta spun, mă raportez la finalul ciclului, pentru că acum trebuie să gândim deja, nu an pe an, trebuie să gândim per ansamblu. Deci 2015 bate la ușă și de asta am spus că estimez, pentru că e posibil să facem acest lucru, un nivel de 80% absorpție per total, ceea ce va situa România în grupul țărilor fruntașe. Pentru că nu vor fi multe state care vor avea 80% fonduri absorbite. Chiar dacă astăzi încă sunt înaintea noastră, pe final vom fi în grupul țărilor fruntașe în acest clasament. Este clar că, din păcate, anii trecuți, 2009-2011, când sistemul a fost, știm foarte bine, un deficitar, s-au creat foarte multe situații care nu mai au cum să mai fie recuperate. În special în zona proiectelor mari. Mediu transport, clar că nu ai cum să comprimi timpul de implementare atât de mult încât să închei până în 2015. Partea bună este, într-un fel, așa cum prevede și regulamentul, că proiectele, cele care se fac, se termină în 2016, pot fi trecute pe următorul cadru financiar ca și finanțare. Dar, din păcate, ceea ce se taie din actualul cadru financiar rămâne ca și sumă pierdută pentru România. De asta aici trebuie să intensificăm foarte mult eforturile în zona implementării, transport și mediu, foarte mult să urgentăm modul de implementare acestor proiecte, astfel încât să tragem cât mai mulți bani până la final de 2015. Dar, cum spuneam, din păcate, vor fi zone unde, datorită situației anterioare, managementul defectuos, pe ce înseamnă achiziții publice, management de contract și nu numai, să pună România în poziția de a pierde anumite fonduri. Din păcate, asta înseamnă, așa cum spunem mereu, prețul prostiei. Pentru că România a pus în anii trecuți, în acele poziții cheie, pornind de la ministru până la șef de agenție și poate și mai jos, oameni care nu aveau ce să caute acele poziții. Oameni care nu și-au asumat răspunderea, oameni care n-au cunoscut aria pe care au acoperit-o, pe care au coordonat-o, oameni pe care interesul național i-a lăsat indiferenți. Despre prețul prostiei, putem să vorbim și pe partea de canalizare și apă, alimentare cu apă? În toate zonele putem vorbi de astfel de situații, pentru că acest preț al prostiei se duce până la cel care se ocupă efectiv poate de un proiect anume. Modul în care un angajat, că e personal contractual, că este funcționar public, a acționat în acest proiect, în aceste proiecte, adică să plece, nu știu, înainte de a-și termina treaba în acea zi, sunt totul pe a doua zi și tot așa. Adică această abordare de lăsătoare a făcut ca aceste lucruri să se întâmple astfel astăzi, da? Să fie aceste întârzieri. Pentru că de multe ori, vedeți, eu lucrez ca ministru în mare parte cu aceeași echipă. N-am venit de acasă cu sute de oameni specialiști. Asta înseamnă că e o diferență foarte mare între guvernul actual și guvernele anilor trecuți. Pentru că lucrând cu aceeași echipă și având alte rezultate, este clar că undeva s-a întâmplat ceva și acolo sus. Oamenii aceia puși în aceste funcții nu au știut cum să motiveze, cum să explice celor din subordinea lor ce au de făcut, cum trebuie să facă și să-și asume anumite decizii. Da? A fost această teamă de a fi efectiv conectați la ce înseamnă problemele de zi cu zi. Pentru acest an, cam ce proiecte aveți, în afară de ceea ce a spus mai devreme? Păi, am spus, vreau să finalizez partea de reformă a tot ce înseamnă sistem pe fonduri europene. Vreau să lansez un pachet pentru ce înseamnă privați. Un pachet care să exprime foarte clar o viziune modernă. Da? Un sistem foarte simplu către care privatul să opteze să vină spre finanțare. Adică vreau să aud în piață
atât publicul cât și privatul, spunând că este o plăcere să vii să derulezi proiecte cu bani europeni. Și asta ține de noi. De asemenea, am spus că vrem să lansăm deja multe, acum și în calitatea noastră de structură de management pe promul de resurse umane, câteva la cele de proiecte dedicate la cele zone de interes enorm pentru România. Spuneam și zile trecute că crima pe Pozdru este nu neapărat în faptul că n-am pierdut, până am cheltuit banii poate cum trebuie sau atât de repede cum trebuia, ci în faptul că n-am cheltuit banii ăștia pe ideile frumoase care se puteau finanța pentru, din aceste fonduri pentru România. Sunt multe zone de interes care fi ajutat și mediul privat și acele persoane cu nevoi, studenți, șomeri, pensionari și multe persoane cu dizabilități și multe, multe astfel de grupuri țintă. Deci vom lansa câteva astfel de cele de proiecte, coluri, cum le spunem noi, dedicate acestor zone. Adică vom lansa, să spunem, un proiect care va spune următor lucru. Companiile, IMM-urile care vor angaja oameni din aceste grupuri țintă, studenți, șomeri și numai o să le definim foarte clar, vor primi tot ce înseamnă, vom acoperi noi ca stat toate costurile legate de acordarea unui salariu mediu pe economie pentru cele persoane, pentru un an de zile, iar după acest an de zile să fie obligația lor să țină poziția încă 6 luni. Nu persoana, ci poziția. Și aici vom spune, când vom crea grupurile țintă, vom spune, în principal ce? Poate studenții în anii terminali, care urmează să fie și pregătiți, pentru care noi plătim acea pregătire, șomeri, persoane cu dizabilități, vom crea cele, deci vom direcționa aceste finanțări către grupurile țintă care au nevoie. Deci vom bina aceste nevoi din partea socială cu cele din partea mediului privat, adică ajutăm ambele zone. La fel vor fi lansări într-un alt mod, pe cel de capital uman, pe Pozdru. Costuri standardizate, sistemul de vouchere, chestiuni care vor face mult mai simplu sistemul în sine și mai ușor viața celui care aplică. Alte țări membre, Bulgaria și altele, aplică astfel de sisteme de foarte mult timp, din 2009 chiar. Din păcate, la noi, chiar și Comisia de câte ori a cerut, noi, guvernele anterioare, ca țară vorbesc, nu au aplicat. La fel, din teama, din neștiință, din faptul că se stă foarte mult și se vorbește pe o idee. Asta e altă abordare diferită față de alte state membre. Alții sunt foarte pragmatici, au găsit o idee, o aplică. La noi vine unul cu o idee și știm foarte bine, vin alții, mulți alții care spun că nu se poate și cum nu se poate. Din păcate, este încă această abordare în sistem. Mai aveți să mai adăugați ceva? Ceva ce ați omis sau doriți să spuneți? La final de aprilie am spus că vom semna toate acele contracte pentru proiectele care au fost depuse pe Pozdru și pe Poșce CE. Noi deja am semnat și săptămâna trecută în prezența primului ministru multe contracte pe ambele zone, pe ambele programe operaționale, pentru universități, buse doctorale, în domeniul cercetării. Deci, practic, încheiem în aprilie semnarea de contracte. După aceea, din economiile pe care noi le vom înregistra, vom lansa cele noi cele de proiecte. Astfel încât, v-am spus, în 2000, deja să închidem tot ce înseamnă sumă rămasă și netrimisă către proiecte. Pentru că noi anul ăsta și anul viitor, cum spuneam, avem nevoie de un volum foarte mare de facturi. Și cu cât întârziem în începerea de proiecte, cu atât mai mare va fi, dificilă va fi partea de facturi care se întoarcă în sistem. Asta e un element foarte, foarte important. În luna mai vom pune pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene ghidurile pentru beneficiari. Este un element, un punct iar foarte, un pas foarte important. Acolo vor putea, o să și de-abia aștept reacția celor care vor veni în contact cu aceste documente, în sensul de apreciere față de o abordare total nouă. Mult mai simplu, totul mult mai simplu, fără a pune încă o dată cerințe în plus. Dacă eu ca stat am de unde să-mi culeg anumite informații legate de cele de la ANAF, cele de la Registrul Comerțului și din alte zone, nu am de ce să-mi mai cer beneficiarul să vină el cu fel de certificate. Eu am sistemul meu, închei un protocol cu aceste entități și eu cer aceste date de la aceste structuri direct, eu ca stat. Și nu îl pun pe beneficiar să umble el pe la ghișee, pe la structuri, pe la fel de entități și să culeagă aceste informații. Deci vrem foarte mult să simplificăm foarte mult modul în care un beneficiar intră în contact cu statul. Intră să se concentreze pe proiectul pe care îl are în derulare.
să primească bani la timp, asta e foarte important. Și ce vreau să spun un lucru, ne orientăm foarte mult pe ce înseamnă beneficiar. Adică politica noastră a Ministerului merge strict pe acest lucru, adică a pune în centrul nostru beneficiarul și tot ce facem noi zi de zi trebuie să vină în sprijinul beneficiarului, fie că este public, fie că este privat. Deci nu lucrăm, cum a fost până acum, împotriva lui, punându-i fel de fel de sarcini în cârcă, tratându-l ca pe ultimul hoț, că de fapt asta a fost tratamentul statului față de beneficiari, adică plecând la ideea că ei tot timpul greșesc, că ei fură și așa mai departe. Nu, este beneficiarul pentru care noi trebuie să lucrăm. Asta este obligația noastră de zi cu zi.